spun aceeași poveste. Vine iarna și toată lumea așteaptă Crăciunul. Dar azi m-am gândit la altceva. Haideți mai aproape, vă rog. Nu, stați, nu la mine acasă. Povestea asta se întâmplă în București. Haideți să mergem acolo. Așa, Crăciunul. Ce frumos e Crăciunul. E cea mai fericită sărbătoare, mai ales pentru copiii dragii de ei. Cum așteaptă să le aduc cadouri, să le aduc dulciuri, să le aduc... A, uite, ăsta sunt eu. Hai că încă mă țin bine. O să sun un telefon. Vă las cu povestea. Da, am costum. Am costumul. La 10 mâine. Dimineață. Azi vă v-am dat. Hai, mămișule, mai lasă-mă cu sarmalele alea pe bune acum. Mai răbdă și tu măcar o zi. Vă spun unde sunt pe bune. Hai. Hai că vine jumătate de oră. Hai, te pup, pa. Doamne, bărbatul meu ăsta e un haple. Hai, merge? Ce? Am o calmă că e Crăciunul. Știu, dar mă dau banii afară din casă și m-am gândit să mai pierd vremea puțin pe aici. Du-te. Crăciun fericit. Crăciun fericit. Pa, te pup. Pa, fetelor. Crăciun fericit. Vise colorate. Toate bune, Crăciun fericit! De parcă aș ști ce să faci cu el, boule. Ceva? Da, aș vrea 10 globuri, 4 lumânărele și 1 metru de beteală. Stea, nu vrei? E adevărată? Da. Din galaxie? Da. Păi și cum ați luat-o? Cu o macară condusă de cosmonauți. Se pune în vârful bradului. Dar eu nu ajung. Dar nu o pui tu, o pune tate. Stați!
seara. Iertați-mă, nu vă mai rețin mult. 2 minute. Aș vrea să cumpăr roboțelul ăsta. Îmi pare rău, am închis. Poftim? Cum adică am închis? Nu, s-a spus. N-aveți un program acolo, scrie 8:30. E ceasul 7? E 7:30. Cum să închideți cu o oră mai devreme? Așa închidem noi astăzi. Nu, iertați-mă. S-a spus, iertați. N-am vrut să fac asta, dar am senzația că nu m-ați înțeles. Băiatul meu își dorește de Crăciun robotul ăsta. Și este singurul loc din oraș unde l-am văzut. Crăciun fericit! Chiar te-au bătut? Ei, am luat bătaie de câteva ori și acum crezi că iau mereu. Am dat un bulgare în față. Eu nu înțeleg, Horatiu. De ce stai tu să râdă tot mocofania de tine? Păi nu e vina lor. A, nu? Nu, e a mea, că eram pe direcția bulgarelui. Și tu, bere. Hai, bă, Ioane, că e ajunul. Vreau să mă duc și eu acasă, la familie. Tu de ce nu te duci, bă, acasă? Acasă. Dă-mă, dracu, berea aia. Era mai bun, Moș Gerilă. Mai cu bun simț. Păi, Moș Gerilă e tac. Beții.
și copiii îl văzură pe Moș Crăciun și îl recunoscură după costumul roșu cu dungi albe de la zăpada de pe Sani. Una, două, trei, patru. Eu îți cumpăr cărți, tu le măzgălești. Nu măzgălesc, o scriu mai bine. Auzi, tu știi că atunci când Moș Crăciun zdrângăne din clopoțel, îi se îndeplinește cuiva o dorință? Dar tu știai că în noaptea asta ar trebui să vină Moș Crăciun? Da. Ar trebui. Adică nu mai vine. Mi-a zis să-ți zic că a fost ocupat cu toți copiii și... A pățit ceva, nu-i așa? A avut accident pe autostradă. Moș Crăciun? Păi el nu zboară, tras de ren? A căzut din cer atunci, de la poluare. Nu, păi, pur și simplu, a fost foarte ocupat, a muncit mult și n-a avut timp să-ți aducă un cadou. Dar mi-a zis să te duc mâine la mall și să-ți alegi ce vrei tu. Tot ce vreau? Orice cadou. Orice? Orice. Și ție ce-ți ia? Toma de la mine din clasă zice că nu există Moș Crăciun. Că toate cadourile sunt luate de tați. Toma? Și Toma asta are note mari așa ca tine la școală? Nu. Vorbește engleză? Joacă șah? Știe să facă origami? Nu. Și? Nu. De ce unul din aia, pe care știm cum îi cheamă, doar nu le zicem pe nume? Tanta lui. Nu! Deși nu le dăm nume. Horatiu, știi că te iubesc. Știu, și eu te iubesc. Mochi, tu ce zici? Există sau nu? Eu cred că da. Astăzi e prima ta zi de lucru aici. Da, azi. Și orice ar fi, orice s-ar întâmpla, eu sunt creierul aici. Tu? Eu. Bine. Eu dau prin stație și tu acționezi. Eu acționez. Numai dacă dau eu prin stație. Înțeles? Da. Simplu. Ne vedem la muncă. Mamă, ce frumos!
ta. Hai. Cred că e bateria. Cum? Cred că e bateria. E bine să ai un pilot de Formula 1 în familie. Cum adică? Parte, iar tu, Mădălina, nu mai faci parte din ea. Moșule, ai întârziat. M-am întâlnit cu moș Nicolae și am stat puțin de vorbă. Intră înăuntru. Unde? Pe mașină! Calistrate, fă și tu un pic de loc. Stai, mă, ușor, ia uite cum se urcă pe mine. Aoleu! Noroc că ești copilul meu din flori. Fă niște loc în sensul de ieși afară! Afară? Păi, tot afară e frig. Las că e încălzire globală. Hai. Hai, mai cu vână, mai repede. Hai! Imediat. Hai! Am uitat pantaloni. Normal. De ce ți se zice Van Damme? Că semăn cu Tudor Gheorghe. E tare. Moșule, poți să faci treaba sau nu? Da, cred că pot. Știu că ești cel mai tare, dar după cum văd, îți cam place să bei. Pot sau nu? Da, pot. Hai, mă lai. Moșule, sunt pe cronometru. Dacă nu livrezi steaua polară până azi la 5, omul meu din Ucraina o să se supere pe mine. Vezi că asta nu e mizilic. E treabă mare. Specialitatea mea. Dar dacă ne lași cu curul în baltă, gata prietenia. Aoleu, ce o să faceți? Nu o să mai mi-aduce jucării? Ba da, dar nu o să-ți placă deloc. Muchi, deci ia ambreiajul, viteza și accelerație. Horatiu! Ambreiaj? Ambreiajul!
Gata, am ajuns! Nu pot să cred. Hai, te rog frumos, te rog. Stai aici. Eu mă duc afară să aștept mecanicii. Horatiu, eu vorbesc cu tine. De asta jos. Mă duc afară să aștept mecanicii să vină să reparăm mașina. Dacă te uiți pe geamul ăla, mă vezi. Da. Nu te miști, Horatiu. Vrei să vii cu mine afară? Nu, nu. E frig. Da, nu. Știu. Te uiți pe geam. Da. Pe geamul ăla. Bună! Ei! Ușa asta! Ce mă rog faceți? Ia-te pe ușa! Vedeți să nu uităm mâna și o dată... Ia uite-te ce face din ea! Și o dată, de două, de două, și... Vedeți? Vedeți ce frumos face? Hai, spune o poezie să-ți dau mâna. Haide, ia uite ce frumos. Ia uite frumos. Uite de să fac. Unde e aia? Termină. Gata! Îți place? Poți să faci ceva? Hai, mai repede! Și acum, pan, albastru, ia vizit. Și unde e aia? Ia uite aici. Bine, da, dă-le și nouă să mă aici. Hai, ia, luați-le pe față. Decembrie. Prima mea zi de muncă. Cea mai frumoasă mașină! Ce timp își mânca vederile alea chinezești? Care ceaca? Simă, ce faci aici singur? Păi, o aștept pe mama să... Noi toți suntem frăție și aștept pe mama de 3 ani. Mai are 2. Eu sunt Gipul.
Horatiu. Adică Gicu, da, cu P. Nu, Gipu, frate, Gipu. Da, da, Gipu. De ce? Am vrut odată să-și manglez Gipu la un fraier, dar m-am prins că era de la păcutie de automată și nu prea le-am cu astea. Mă înțelegi? Te dau un tur? Un tur? Da-mă un tur. Nu pot, că mama e afară în parcă. Hai, frate, hai! Hai, cât timp pui bani? Trece timpul, noi facem bani. Ne întoarcem repede. Hai, mă! Bine, dar un sfert de oră. Bine, 20 de minute. Hai! Așa, traversăm acoperișul ăsta și gata! I-ai furat? No, e pe promote, dar mai târziu. Asta-i șmecheria. Te uiți la derierul la fete și care-i mai bombat, înseamnă că are bani acolo la buzunar. Te împiedici în ea, bagi niște texte... Păi eu nu fur. Păi de ce? Păi, de exemplu, de asta. E, yeah. Asta e. Bă, tu ai un portofel roz? Ce portofel roz? Dă-mi drumul, nenea. Am operație de apendicită la umărul ăsta. Asta e, ăsta mi-a luat portofelul. Mă, dă portofelul roz. Uite, banii mei care am ucit pe șantier. Se dau la frații mei mai mici, mai mijlocii. Na, ia-i, ia-i. Fii, dar mie nu de bani, Mira, mi-a luat de portofel, că l-am luat de pe Champs-Élysées. Spune-i să-mi-l dea înapoi. Vezi, poate l-are celălalt. Mă. Mă, domnul, domnul, portofel. Domnul, domnul, sunt de la camera ascunsă. Vedeți? Camera ascunsă e acolo. Ce? Emisiunea camera ascunsă. Da, terminat. Da. Regizorul spune că e foarte, foarte bine. Mulțumim. Plăcere. Mulțumim și noi. Mulțumim. Și scenariul zice că noi plecăm acum. Prima mea zi de lucru aici și mall-ul e mult mai sigur. Dumneavoastră sunteți doamna cu Dacia Roșii în 87, așa? Asta dacă nu mai vedeți încă o femeie îmbrăcată în mov, așa cum v-am zis la telefon, care stă ca proasta în parcare de o jumătate de oră, lângă Dacia Roșii. Vezi, ți-am spus eu. Și din 88. Deci care e problema, domniță? Motorul. Așa, motorul. Puteți să fiți mai precisă, domniță? Chestia asta, de aici. Biciu? Da. Sculele. Sunt. Pui adule. Da. Frica, ce? Stai. Dă-te, mă! Hai, puțin. Da.
moșu telecomandă, ai trebuie lui moșu. Ha. Trebuie lui moșu telecomandă, ai trebuie lui moșu. Ha. Doare burta, bă, Samicu. Doare burta, cred că aș fi făcut ceva. Ce zic dacă n-are curici? Omul ăsta rău și zerzec îmi dă jucăria. Bă, nu mai minți, că nu e frumos. Ia de la căcăstoare, că te doare burta. Ce vorbești, copii? Hai. Imbecilule. Ce copil tâmpit. La revedere. Tâmpit, copil. Bă, a fost bună ideea ta cu camera. Mersi. Tu ești fată? Da. Băi, da, asta rămâne între noi. Dacă aflăm noi că nu sunt băiețaș, îmi pierd credibilitatea. Așa e. Marin, posibil furt în desfășurare. Repet, posibil furt în desfășurare. Aripa de nord-vest, la fast food, la mâncăruri. Stai să-l caut pe cameră. Cum arată? Pălărie maro, bluză maro. Acționez. Sunt agent Balabura Marin, l-am prins! Am prins când ați furat din poșeta petiței. Eu să da. Fur, nu te rușine la un rând. Era o surpriză pentru nevasta mea de Crăciun. Gata, ok. Atunci, Crăciun fericit. Du-te câte zile ai crescut. Eu apucam vizileța, ai? Doamne ferește, ce-ai făcut? Liniștește-te, spune, păpunici. Liniștește-te, că nu-i nimic. Alarmă falsă, repet, alarmă falsă. Marine, încearcă să faci ca prima ta zi de lucru să nu fie și ultima. Repet, ultima! Am înțeles. Combinăm, da? Tu stai de 5, da? E casatul de 6. Dă-i mai rapid, că am văzut că ai reacție în tine, ai înțeles? Acum, care e faza? Știi? Adică... Deci există. Unde se adună bateriile? Moș Crăciun. Stai la carișmă! Asta e Moș Crăciun, ia-l și tu la tine. Nu vezi? Are duș de zăpadă pe spate. Le-a luat de pe sanie. Deci dacă ăsta e Moș Crăciun, eu vreau să ajung la televizor, să zic ceva la toată țara în direct. Asta e ce-mi doresc eu. Bagă și tu ce vrei. Eu? Da, mă, tu. Un tată. Mă, tu arzi pe telenovele. Mamă, marș, plec de aici. Ce vrei, mă? Marș, mă. Auzi, dar tu ai venit din Apolo Nord? Nu m-am venit din Titan. Și unde ți-i Reni? Alo, unde sunt Reni? Reni i-am ținut într-un garaj, știi? Dar au venit ăștia de la primărie și l-au demolat, ai înțeles? Ia-mă la bă de acolo, mă! Bă! Și Reni?
Reni, i-am făcut salam, le-am scos ochii din cap, le-am tăiat venele. Lasă-mă, dracule, în pace! Da, unde-i clopoțelul de dorințe? Este... Pleacă-mă, tu zborul mătii de aici! Părinte, hai, lua! Hai să mergem! Auzi, dar tu poți să... Du-te! Du-te! Pleacă de aici! Așa, ține! N-ai văzut cheia de 13? Sau așa? Nu? Tu? Nu? Doamna? Ce? Cheia. De 13. Încet ca alunec aici, șeful. Încet de tot. Încet, încet. Ce-ar fi să mă cauți tu puțin pe afară? Doamnă, sunteți sigură că nu știți unde e cheia de 13? Păi, afară-i frig, aici e cald, dar asta mă înseamnă aici. Haideți că sunteți mai zăpăciți ca Horațiu. Mama? Mișo, am deranjat-o cu ceva? Nu știu, nemarcele, nu știu. Sau se prea poate că da. Bine, hai să revenim mașina, hai. Tragic. Du-te și caut-o. Du-te. Păi sunt doar un copil și afară sunt milioane și milioane de mașini. Cum să o găsesc? Na, ia o busolă. Hai, dispar. Nici măcar nu arată nordul. E de jucărie. Și ce vrei, mă? Ce vrei, să-ți dau GPS, o cauți pe măta? E vina mea că te-ai pierdut. De ce te-ai pierdut? Lasă-mă, dracu, în pace. Pleacă de aici, pleacă de aici. Pleacă! Nene, mă, există! Stai, mă, stai! Stai, mă! Stai, mă, unde pleci? Stai, mă, că te ajut eu să o cauți pe măta, pe mămica ta. Te ajut! Moșul n-ar țipa niciodată la copii. Cipul avea dreptate. Nu ești adevărat. Nene, mă, există! Taci, mă! Ne jucăm, eu sunt adevărat. De ce muști, mă, de ce... Nici barba nu e adevărat. Mă, barba e făcută din vată adevărată. Și dacă e făcută din vată adevărată, înseamnă că și barba e adevărată. Hai,
Că te ajut. Dă asta încoace, fii atent. Uite, e mașinuța, copilul se joacă cu mașinuța. Ia mașina asta, joacă-te cu ea și lasă-mă 5 minute. Bine? Aha! Aha! Ce? Aha! Acum știu cine ești. Cine e? Eu? Da, tu? Cine ești tu? Cine sunt eu? Cine ești tu exact, de mă întreb? Mădălina! Cine? Păr Castaniu. Mădălina? Obrasca de piersică. A? Miros de liliac. Aluniță pe fund! Da! Ești Marin. Barabule. Exact, exact. E prietenul lui... Mătălina! Da, Marine, nu te enerva! Marine! 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 Au! Iartă mâna! Marine, dar du-mă, lasa-te! Marine, potulește-te! Nu! Nu! Copilul ăsta. Sunteți sigur că nu l-ați văzut? Îmi pare rău. Sunteți sigur? Ce cauți, mă, aici? Ce cauți păi aici, mă? Păi mi-ai promis că m-ajut să o găsesc pe mama. Mă vezi pe mine cu mama? Acum, dacă eram cu mama, nu te mai băteam la cap să mă ajut să o găsesc, hă? Cum era atunci? Era mai bine. Păi taci din gură! Păi de ce să tac când păi, eu vreau taci, să... taci din gură, că m-ai nebunit. Taci din gură!
Ce vrei? Zi pe gură, că nu înțeleg nimic. O căutăm pe mama? Să spun eu un lucru foarte important. Nu! Pleacă de aici, pleacă, pleacă! Stai! Ia, vino aici! Știi cine te ajută? Uite nenea ala de acolo. Îl vezi? La care m-am întâlnit eu mai înainte. A, da, care te-a bătut. Băi, nu m-a bătut. Bine, nu te-a bătut. Dar lua bătaie. Măcar la asta și tot mă pricep, că eu iau mereu. Băi, toci. Fii atent. Te duci la nenea ala și îi spui că ai pierdut-o pe maică-ta în parcare. Și rost să te ducă în parcare. Înțeles? Hai, du-te. Stai! Mă duc sau stau? Acum aveți, mă, pauză de masă, stau par în gât să vă stea. Te duci în jumătate de oră. Păi nu mai pot să stau aici o jumătate de oră. Mă torc picioarele, măi, Că atâta știi să spui. Hai că-ți dau o prăjitură. Hai. Dă un cleșe. Hai, la treabă. Ne pe stagă. Conectat. Bravo. Ia să vedem noi. Aha. În stânga, deci să mă duc. Mișcă-te mai repede, că ne apucă vara. Hai. Ce mă n-ai bine? A? Adio, pază. Și acum? Ta-da! Adio, pază. Da, bă, dar mai târziu puțin, să putem pleca în liniște. Iertați-mă, ați văzut cumva băiețelul ăsta? Scuzați-mă, ați văzut cumva băiețelul ăsta? Nu. Vă rog mult. Mă puteți ajuta să-l caut? Sigur, cum să nu? Dați-mi număr de telefon și vă sun când vine pe aici. Știți, eu îmi desfășor activitatea în perimetrul ăsta. Aici e jurisdicția mea. Ce e în afară la acest perimetru, nu e treaba mea. Nu știu cum să vă explic. Ce să zic, mă? Te-ai supărat? Da, ok, nea Marșele. S-o opresc? Oprește-mă. Ia. Unde e, bă, boul ăla de calistrat? Nu-i. Alo, sărmâna. De ce nu ești mai aici? Păi cum nu sunt aici? Sunt aici. Păi cum ești aici? Dacă ești acolo. Păi tata, eu sunt aici, tu ești acolo. Zi, ce vrei? Fii atent, eu te-am sunat, dar tu n-ai răspuns, nu știu, n-ai avut semnal. Tu erai, mă? E închis. Ce e închis? Zi ce vrei. Avem o problemă. Ce problemă? A pierdut Steaua campionatul. Ce? Trăim în România. Ești copilul meu? Nu, tata, fii atent, eu sunt aici la magazinul de bijuterii, dar s-a închis și nu e nimeni. Aoleu. Ești la magazinul de bijuterii? Ce caută la mă? Da, sunt la magazin, dar s-a închis și nu e nimeni aici. Bine că m-ai sunat, du-te și ia-ți o acadea. S-a complicat complicația. Moșul ne-a lăsat baltă. Ce vrei, ai văzut și tu, prăjiturile alea erau prea scumpe. Dar doamna Moș Crăciun unde e? E în Italia. Probabil că până acum s-o fi cuplat cu vreun macaronar de ăsta. Tot Moș Crăciun? Nu,
Nu mai am privilegiu să port hainele astea care mă strâng la ouă și barba asta care îmi dă urticare. Ăsta e prietenul tău? Dacă aș avea 100 de prieteni, ăsta n-ar fi printre ei. Da, n-am 100. Am doar unul. Auzi, de asta, bă, prietenul ăsta al tău e mai golănaș așa sau e ca tine, mă, totul? Mochi, el e moșu. Moșu, el e Mochi. Ți-a mai zis de el. Ăsta e Mochi? Aoleu! Aoleu, să-i dă la prieten imaginară? Nu e imaginar, există! Da, da, există, există. Și ce faci cu el? Jucați fotbal? Păi da, dar cam scapă mingea în aut. Bă, dar Mochi ăsta nu te apără și el de golani ăștia mai mari care te căpăcesc? Un pic. El vrea, dar n-are forță în pum, băieții nici nu-l simt. Băi, fii atent aici. Eu cred că Mochi ăsta al tău e o fată. De-aia mai moricic așa. Nu, are 2 ani și 4 zile. Are 2 ani? De unde știi tu, mă? Atunci a plecat tata. Există Mochi de ăsta și în Italia? Vilco Vilova. Ce a zis? Vilco Vilova, așa îi cheamă acolo. Și Vilco Vilova asta o fi jucând fotbal cu fiul? Să fim atenți că avem treabă. Fiți atenți. Tu o iei pe aici, tu pe aici și tu pe aici. Ne-am înțeles? Da. Hai. Ce faci? A zis că ați înțeles. Păi se poate. Ce faci? Ce faci? Dacă tu ai fi copil. Păi nu sunt? L-ai iubit pe tactul, indiferent de cum s-a purtat cu tine? Chiar dacă a plecat de tot? Sau chiar dacă ai plecat tu din cauza lui? Mă rog, dacă ai fi copil. Păi sunt. Da. Cred că da. Auzi, dar tu de ce nu-l cauți pe băiatul tău? Că ești tău mare, poți să-l găsești. Eu am încercat să-l caut pe tata, dar n-am reușit, că sunt mic și afară sunt milioane de oameni. Și cred că în Italia sunt și mai multe milioane. Dacă la noi sunt 22 de milioane, la ei știi câte... Iertați-mă! Știu că sunt la bărbați. Ați văzut cumva băiețelul ăsta? Îmi cer scuze.
Băiețelul meu s-a rătăcit în mol. Mă gândesc că poate l-ați zărit pe aici. Are 8 ani. Nu. Iertați-mă, ați văzut cumva copilul ăsta? A fost pe aici mai devreme. Doamnă, în calitate de agent de securitate în acest mol, dați-mi voie să vă spun, sunteți cea mai frumoasă femeie din acest mol. Iertați-mă, e prima mea zi de lucru. Și n-ați mai vorbit românește până acum? Niciodată. În prezența unei femei atât de frumoase ca dumneavoastră. Iertați-mă. Cu ce vă pot fi de folos? Vă rog. Băiețelul meu, Horatiu, s-a rătăcit pe aici. Am încercat să găsesc. L-ați văzut cumva? Am văzut. Hai să te duci la nenea ăla care să te ajute să o găsești pe maică ta. Hai. Să știi că nu e bine să fugi. Ce-i zis, mă? Ha? Că dacă furi, te prinde poliția și te bagă la pușcărie. Și nu mai poți să-l găsești pe Bilco Biloba, dar să zică unde-i băiatul tău. Păi de unde știi tu toate astea? De unde știi? Păi, de ce te-ai bătut cu nenea ăla care te-a bătut? Nu că ai furat prietena? Ba da, i-am furat-o. Păi nu e bine să furi. Păi nu e bine. Că dacă furi, te prinde poliția și te bagă la închisoare. Și nu-l mai găsim pe Bilco Biloba, știu. Dar cum găsești tu un om imaginar dacă el nu există? Ha? Ce faci? Au! Păi nici barba ta nu există, că nu e adevărată. Și nu te doare dacă nu există. Și atunci nu te suferi pe mine dacă nu te doare. Nu mai trat... Dar te-ai supărat, nu? Nu m-am supărat. Deci există chiar dacă nu există. Logic, nu? Există chiar dacă nu există. Pipi. Deci, era... Era chiar acolo. Adică chiar aici. Era cu un Moș Crăciun care m-a atacat pe mine, însă eu îl pândesc și acum pe Moș Crăciun. Ah, și copilul m-a atacat. Ce? Mă rog, m-a atacat cu o mașină. Băiatul meu, niciodată. Doamne, eu sunt antrenat să-mi amintesc astfel de detalii. Băiatul meu nu poate să vă atace, cel mai cuminte copil. Cum se va atace băiatul meu? Sindromul Stockholm. Ce? Sindromul Stockholm. Victimele răpitorilor devin complice cu răpitorii. Băiatul meu a fost răpit? Zic că e posibil. Însă asta e vestea rea. Și vestea bună? Sunt eu. Ce nu mai faci pipi acum? Așteaptă-l un pic pe moșul afară, da? Horatiu! Jocoa, te aștept! Știu că trebuie să fie odată să faci pipi. Hai, vino! Hai, te aștept! Hai, Orațu, hai! Ca Moș Crăciun îmi spun că nu e frumos să dai înalți copii. Emune, dacă mă enervezi, zi-l tată, stui și tu. Aoleu! Dar mi-e frică, mă, nu uita, igiena înainte de toate. Cred că l-am văzut pe Mochi la băie. Îl captea pe prietenul tău. Tata! Tata! Du-te! Să vină un copil la masa asta, îl cheamă Horatiu. S-a rătăcit de maică sa și poate puteți să-l ajutați cumva, da? Da, sigur. Hai, mă, trage-o, ia-o de picioare!
Luca. Aspetta un attimo. Luca. Mami, mami, cineva la telefon. Ce-i cu? Pronto? 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 Turma asta cu ușură, ușură, ușură. Chi e telefonul? Cine era? Nu era nimeni. Ia să stăm puțin de vorbă. Hai, mișcă! Parcă eu ăsta. De ce nu voi să sun pe tati? Dar de unde știi tu că era tati? Păi l-am auzit. Și cum să-l auzi dacă n-a vorbit nimeni? Ba, a vorbit. Și ce a zis? Că vrea să vorbească cu tine. Vrei să vorbești cu tati? Da. Păi hai să sunăm pe tati atunci. Mai stai, mă. Nu răspunde, tati. Fii atent, moșule. Eu sunt aici și fericirea mea e aici. Știi ce se află între mine și fericirea mea? O superbă coroniță de Crăciun? Nu. Tu stai. Acum poți să-mi spui de ce sunt aici și vorbesc cu tine în loc să-mi umplu buzunarele cu diamante? Diamantele sunt doar niște pietre, dar ce avem noi aici este o prietenie adevărată. Asta e, m-am răzgândit. Pot să îndrăznesc să întreb ce te-a făcut să te răzgândești? Ceva care există, deși nu există. Nu poți să te răzgândești, moșule. Păi de ce? Prestatorul nu prestează și clientul nu plătește. Vezi tu, meseria asta nu e ca oricare alta. Singura asemănare cu celelalte meserii e că de aici poți să ieși la pensie mai devreme. Atâta tot. Ce faci, mă atingi pe sumasă? Vezi că nu sunt genul ăla de băiat și nu o să-ți fie foarte ușor. Tensiune mare, da? Veste bună, moșoare! Ia zi, e cumva copilul tău din Flori? L-am văzut în viața mea, păsne. Vezi, ți-am zis eu că sunt mai mulți moși în mol, dar numai tu ești cel adevărat. Tu și cu sămânță vă duceți înapoi la magazin și-ți termin frumușel treaba. Când sămânță mă sună, copilul... Horatiu Andrei. Horatiu, ce frumos! Se întâlnește cu tine. Altfel... Chiar vrei să știi ce se întâmplă? E păcat. Stricăm atmosfera asta de sărbători. Ce faci cu copilul? Îmi dai diamantul, îți dau copilul. Hai, luați copilul și plecați de aici. Ce faci, mă? Așa, prieteni. Horatiu! Hai, ai mișcă! Nu l-ai văzut pe băiețelul ăsta, s-a pierdut prin mol. Dacă apare, vă rog frumos, anunțați dumneavoastră baza. Nu? Bine, bra. Mergem la mol? Da, mergem. Uitați-mă, ați văzut cumva băiețelul ăsta? A fost pe aici? Scuze! De acolo. Ăsta e numărul meu de telefon. Vă frumos, dacă apare, dați-mi un semnal. Și vin imediat.
ochii patru că trebuie să mă duc până la Budă. Ah, iar m-a luat-o cu fureală și de major. Cum am putut să-mi pierd copilul? Ce-a fost în capul meu când l-am lăsat singur acum? Deci n-am apucat să iau robotul ăla pe care și-l dorea așa de mult. Doamnă. Carmen. Carmen. Trebuie să lucrăm în echipă. Două perechi de ochi fac mai mult decât o pereche de ochi. Dar știi ce e mai bun decât două perechi de ochi? 36 de perechi de ochi. Brațul o să aibă acel robot. Trebuie să ai încredere în mine. Te rog. Intri la loc în sac. E clar? Clar. Dar la Polul Nord aveți hamburger și cartofi prăjiți și sucuri? Avem. Avem, avem. Păi și din ce carne se fac hamburgerii? Din focă albastră, din elan? Din animalul de hamburger. Prăjit, maestate. Păi, la Polul Nord nu poți să fii prăjit. Trebuie să fii înghețat. Tu ești înghețat sau dezghețat? Nu e Moș Crăciun, nu stă la Polul Nord, deci gata cu întrebările. Bine. Ai adormit acolo? Știam eu că nu sunteți adevărați. Nici măcar n-aveți sanie. Aveți o mașină albastră. Nu. Cu numărul B01 KUR. Cur, bravo, iau un cartof prăjit. Băi, gata, 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 hai. Uite, îmi pare rău. Am vrut să vă ajut, dar nu mai pot, pentru că eu sunt un cetățean cinstit. Sunt un cetățean model, chiar. Hopa! Ce te doare? Hopa! Ce faci? Hop! Fii atent aici. Există două categorii de infractori care sunt nervoși înainte să înceapă o acțiune. Aia care sunt proști și aia care sunt gaburi sub acoperire. Adineaur m-ai luat de ceafă exact cum fac caralii. Așa că te rog să te duci în paștele, mă, mă lași dracului în pace. Păi, tu știi cine sunt eu? Cine ești, mă, Cogeac? Cine ești? Sunt sergentul Buriană de la Poliția Capitalei. Ia uzi. Sunt după Van Damme de 9 luni de zile. Am nevoie de un flagrant. Tu trebuie să mă ajuți. Dacă am flagrantul, ajung capitan. Dacă n-am flagrantul, tu ajungi la Pârnaie și acolo îi pui pe băieți să te scarpi de buric pe interior, auzi? De ce mă acuzi, mă? Fals, în pilozitate facială. Nu mă mai zdruncina că stau prost cu prostata și s-ar putea, din cauza suspansului, să fac pișu pe tine, gabure. Javră ești. Copilul știe numărul la mașina lui Van Damme. Știi ce înseamnă asta, nu? Fără martori. Înseamnă 36 de perechi de ochi? Da.
Ți-am spus că o să-l găsim. Ar fi bine să știi ce faci. Auzi, ce-i asta? Unde? Acolo. Unde? Baloane. Are 4 senzori de mișcare independenți. 3 i-am dezactivat. La al 4-lea încă mai lucrez. Problema e că e în fața unui magazin de bijuterii. Tot ce trebuie să faci e să le ții pe vânzătoare 10 secunde de vorbă. Asta e tot ce îmi trebuie. Mai. Când am băiatul, ai codul. Ascultă, moșule! Ascultă tu, moșule! Mai. Bravo, bravo! Mai. Ăsta e Moș Crăciunul care era cu Orațiu. Când am băiatul, n-ai codul. Ai înțeles? Aici, dispeceratul, răspundeți! Da, aici, Barabulea Marin. Spune dispeceratul. Dispeceratul către... Primești telefon, îți dictez codul și alarma mai pa. Cod verde, repet, cod verde, răpire copil. Suspecții sunt îmbrăcați în Moș Crăciun. Cu dungi albe de la zăpada de pe Sani. Da, unul are dungi albe pe posterior, pe buci, pentru cei care au făcut facultatea la liceu. Suspecții sunt în fața magazinului de bijuterii. Fii atent, ne mai vedem. Cu siguranță. Pupă pe nevastă. N-am. Atunci pupă mă lucruri. Javră, dragul, javră. Dați copilul, vă dau codul. Vreau să cunosc textul. Orașa. Vor deloc. Fiți atenți că stai Moș Crăciun. Normal că sunt. Orațiu, hai să mergem să o căutăm pe mamă. Codul. Trei. Fii atent. Codul 3 0 0 2 2 3 3 Merge! 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 Fugi, Orațiu, fugi! Ia-te-mă după ei! Nu, ăla e cu alarma, e jos la bisterii. Hai pe scurtătură! Drag de copil! Eu o iau pe aici, tu e pe acolo și prinde la mijloc. Este asta, am făcut-o, am reușit. Auzi, mănâncă frunze că-ți pute gura. Uite-te bine! Oh, oh.
Cum să nu auzesc când e curba? Ce vrei, mă? Păi de asta se fac accidente, că lumea nu respectă regulile. Așa zice mama. Altă dată, Horatiu. Semnalizează măcar puțin. Vă să stai cu minte! Mașina! Sunt în mașină! Scuzați! Horatiu! Hai, Cora! Nu mai ești un cărucior. Ce? Un cărucior! Hai, uite-le! Hai pe acolo, hai pe acolo! Nu, 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 pe aici, înapoi, înapoi, înapoi! Hai! Hai! Vânzătoarea mi-a spus că a fost mare agitație pe aici. Oricum, alarma s-a declanșat din greșeală, dar nu înțeleg de ce, pentru că asta e alarmă multizonă. Și Horatiu? L-au văzut. L-au văzut? Da. Era cu 3 Moș Crăciun. Semnalizare, eh? Uite-te în ce rahar n-ai băgat. Am vrut să fac numai ce e mine. Bine, pentru că... Vreau la mama. Stai jos. Vino aici. Te-ai jucat vreodată cu mochii de război? Da. Bun. Joaca asta e serioasă. Ăia, moșia de acolo, ăia sunt inamicii. Stai în genunchi. Soldat Horatiu, te ridic la gradul de capitan. Tocmai ai eliminat câțiva dintre ei. Mi-a plăcut chestia cu șireturile, a fost tare. Ai luptat murdar, dar eficient. Deci suntem prieteni? Suntem mai mult decât prieteni. Suntem camarați de arme, suntem aliați. Da? Eu ți-apăr spatele și tu mi-apăr spatele. E clar? Da. E clar? Da. Mai și o dată, e clar? Da! Uite aici, doi culoase acolo, nu rămâne neapărat în spate. Vai, ce frică mi-e! Asta la vista, mușule! Ulei? Neapărat să ieși din clădire, că s-a împuțit treaba, ai înțeles? Păi și tu, ăștia sunt răi, nu-i de glumă cu ei. Nici măcar nu sunt Moș Crăciun adevărați. 1, 2, 3, mulți nen ca nenea la care te-a bătut. Dă prin stație, cheamă-i spune. Arată-i cu mine. 80 ori 6. Păi și el? Băi, pe tine te ajut numai dacă îmi deplinești dorința, ai înțeles? Da, mă, sigur că o deplinești. Hai, hai. Nu, adică alții. Uite. Unde mergem, mă? Gura! Unde se duc? Cred că aici.
Unde-i copilul? Nu știu, eu sunt Moș Crăciun. Unde e băiatul meu? Am dat-o încolo. Încolo. Păi și acum? Ia zi-mă ce e asta, mă! Hai, mă, du-te! Ai văzut un Moș Crăciun cu un copil? Unde sunt, mă, aici? În casa mea. Unde-s bodyguardii? Toți bodyguardii sunt acum sub comanda mea să trăiți. Marine, tu cauți ceartă? Nu, caut un copil să trăiți. Deci e casa ta, că văd că ai ciordit tot ce ai putut. Shhh. Aici sunt cabinele de probă. Ce sunt? Cabinele de probă. Poți să-ți pierzi serviciu. Da, da, merită. Unde te uiți? Du-te! Mama ta de borfaș, te găsesc eu. Declanșez alarma să mă salte cabori? Alarma? Ce-i de mare urechea sub acoperire, cabore? Cabore? Nu! Cabore? Prima mea zi, trebuia întâi să sumez și după aceea să acționez. Vă rog frumos, eliberați perimetrul, este o acțiune a forțelor de ordine. Grațiu. Vă rog, dăm cătușele. Eliberați perimetrul! Am înțeles. Eliberați perimetrul! Dar! Unde-i băiatul? Unde-i Horatiu? Unde-i Horatiu? Spune, nu mă ochi, că vin. Hai, hai. Mă ochi? De ce? Horatiu nu spune nimănui de Mochi. Și dacă lui a spus, înseamnă că a avut încredere în el. Horatiu. Dinozaur, Horatiu e dinozaur, Horatiu e dinozaur. Desfă-mă asta, desfă-mă asta. E prima mea arestare. Cheile sunt în vestiar raftului. Dacă ești demon, nu-i mai prindem. Desfă-l acum! Desfă-mă. Ce faci, măi, Chiorule? Horatiu, de ce te-am lăsat singur? Horatiu n-a fost singur. Horatiu e prietenul meu. Scuze, scuze! Moș Crăciun cu plete darbe, fiind bătrân se povestește. Toată lumea la parter, toată lumea la parter. Hai, du-te, du-te jos, du-te! Acolo! Toate trezile la parter, în zona restaurante, hai! Acolo! Horatiu, dă-te!
fost cu moșoșii și cu jeepul și ne-au alergat niște moșii. Nu erau adevărați. A fost super. Da. Să mănânce șoseaua, garantat, e? 100%. Să mă ajut cu cadrantul. Las că te ajut eu cu bulău, da? Dacă nu vă supărați. Prietene, eu sunt polițist. Din ăla adevărat, înțelegi? Tipul ăsta este complice la tentativă de jafă. Scuzați. Poate că am fost indus în eroare de faptul că eu am o înregistrare din care reiese că voi doi sunteți complici. Ce înregistrare? Unde? Camerele de supraveghere. Nu s-aude absolut nimic, nada, nu știu. Ca să nu mai zic că ai pus și viața unui copil în pericol. Nu sunt de specialitate, dar cred că ești în rahat. Ca să mă exprim în termen de polițist adevărat. La revedere. Cred că rămân dator cu un cadou de Crăciun. Astă seară nu o să mai pot să cobor pe cort. Acum pleci înapoi la tine în Titan? Nu, mă duc la Polul Nord. Dar mai întâi trec până la municipal. A, da, că ți-ai rupt coastele. Da. Te doare? Mă bucur pentru Orațiu că scările, totul a fost intens. De datoria mea când sunt infractor la mol, eu... La revedere. De altfel, molul e un loc liniștit. Dacă vrei să bei o cafea sau să mergi la un film, știi că sunt filme bune în perioada asta de Crăciun. Mă inviți? Nu. Nu, domnul Carme s-ar supăra și... Nu există domnul Carme. Și îmi plac filmele de Crăciun. Și mie. O să te descurci cu el? Dacă mama râde, e de bine. Poate știe și fotbal. Ca să mă joc și eu cu jucători adevărați. Ăsta să știe fotbal. Oricum, bine că am găsit-o pe mama, că altfel... Te pricep să returnezi copii pierduți. O să-l cauți și pe băiatul tău? Luca? Nu cred că vrea să mă mai vadă. Oricum a trecut foarte mult timp. Păi, eu nu te văzusem niciodată până azi. Și nici măcar nu sunt băiatul tău. Și tot aș vrea să te mai văd. Merg cu tine dacă vrei. Îl căutăm împreună. Chiar dacă nu ești adevăratul Moș Crăciun.
dacă o fi existând așa ceva. Mi-a spus mie un prieten că sunt unele lucruri care există chiar dacă nu există. Radio? Da, bine, vin. Pare rău pentru Madalina. Să nu-ți pare rău. Chiar îți mulțumesc. Și ai grijă. Ai grijă de Horatiu. Sam. E mașina noastră? Îți place? Da! Drăguță! Eu sunt. Crăciun fericit. Sau bun natale, cum se zice. Și la voi acolo. Da. Și ție. Tu ce faci? E bine? Da. Da, acum... Cum sunt bine? Luca, e acolo? Da, e aici. Luca, nu puțin. Tati. Luca, ce faci, tati? Tati, ce faci? Bine. Ce faci, ești răcit? Ha? Nu. Și atunci de ce nasul fundă? Așa. Păi eu l-am sunat pe Luca și cu cine vorbesc eu la telefon? Cu un elefantel care are trompa plină cu... Hai mă, tati, vii că mi-e dor de tine. Și mie mi-e dor de elefantelul meu. Ai auzit clopoțelul? Cuiva i s-a îndeplinit tot dorință. Ce ți-a adus? O mașină cu telecomandă și cu antenă și un tren. Vi să vezi și Luca și mami vrea să te vadă. Uite, te dau pe mami. Alo. S-a dus și niște cozonaci când vii. Da? O să aduc cozonaci. Mulți cozonaci. Ce se aude acolo? E clopoțelul lui Moș Crăciun.
Am doi invitați deosebiți astăzi la emisiunea mea, pentru că ei sunt protagoniștii evenimentelor de la MOL. Toată lumea a văzut la știri ce s-a întâmplat, tocmai de aceea vreau să vi prezint pe Horațiu și Gipu. Gipu înseamnă un fel de Gicu cu P. Gipu, frate, Gipu e așa greu. Frate, nu e greu. Gipu, frate, Gipu. Corect? Corect. Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat la MOL. Vreau să spun ceva la toată țara. Chiar te rog, toată țara se uită la noi, iar dacă asta e dorința ta, te ascultăm cu cea mai mare plăcere. Crăciun fericit! Ce mai ninge, ce zăpadă, fulgi de neaseaștem grăbiți peste oraș. Oameni veseli trec pe stradă cu cadouri încărcați pentru cei dragi. Simți în aer sărbătoarea, ești mai tăi și când sub radul de Crăciun deschizi inima, moșul-n casă-ți va intra și-ți auzi un vesel. Se adună în sfânta noapte de ajun. Doar copiii se agită. O să știe ce le-aduce Moș Crăciun. Ia-ți iubita, strânge-o în brațe, spune că dorința ei se va împlini. Deschizi inima, moșul-n casă-ți va intra, ce-ți auzi un vesel bun. Tot ce trebuie să faci, ce să crezi cu adevărat, Moș Crăciun există în noi, dacă l-ai chemat. E momentul să apară, jurgălăii ne anunță toți în cor. Trasterii pe sănioare, totuși Moș Crăciun nu-i chiar ușor. Ești mai tânăr, mai în vârstă, lasă-ți visele să-ți soare și ai să vezi.